Bună seara, bun găsit dragii mei la o nouă emisiune de astrologie, este ora 8 și cum v-ați obișnuit, sau 20, pardon, cum se spune, cum v-ați obișnuit, sunt alături de dumneavoastră ca să începem un nou periplu printre astre. Până atunci, până înainte de a începe previziunile, vreau să vă spun că luni, 4 mai, este lună plină la ora 6.43 de minute, ora Bucureștiului, soarele va fi în opoziție cu luna pe axa Scorpion-Taur, cu luna în Scorpion la gradul 13 și 23 de minute, iar soarele în Taur la același grad, 13 grade 23 de minute. Cum spune prietena mea Adria sau Adriana Tudose de la Cernavod, în limbaj astrologic luna plină poate aduce lumină, poate aduce adevăr, înțelegere în viața noastră, în acțiunile noastre, nu ne poate lumina și arăta drumul cel bun. Ce este foarte important legat de această lună plină este să nu uitați că ea face pereche cu eclipsa din 24 octombrie anul trecut, din 20, 2014, se încheie un ciclu, un ciclu în care noi trebuie să demonstrăm că ne-am însușit ceea ce era de însușit, că am învățat ceea ce trebuia să învățăm, că din fazele, vorbim despre energie intensă, puternică, magică, care ne ajută să culegem roadele muncii noastre, o muncă începută pe luna 9 din Scorpion la eclipsa de soare din 24 octombrie 2014, după cum spuneam, al doilea eveniment al săptămânii are loc în acea zi este vorba că tot pe, pe de 4 mai, când Mercur va intra în perioadă de staționare înainte de retrogradare, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Mercur a ajuns în unghiurile cele mai strânse ale traiectoriei sale, ale orbitei sale și va începe să-și frâneze viteza de uh, rotație în jurul propriului ax până pe data de 18, când va intra în mers retrograd pentru 23 de luni, va intra în retrogradare din semnul său pentru că el este în gemeni. Deci, dacă în momentul în care am spus cuvântul gemeni, este clar că această, lună, această retrogradare va afecta în primul rând comunicarea, dar despre acestea vom vorbi săptămâna viitoare. Până un alt ai rog pe colegii mei să ne dea genericul pentru previziuni și să mergem repede, repede, să vedem ce ne așteaptă săptămâna următoare pe fiecare. Am revenit, deci să începem cu prietenii noștri Taur, pentru că luna este în semnul Taurului. Pentru ei săptămâna debutează cu o sumă de mici noroace legate de ceea ce fac, de școală, de locul de muncă, de găsirea unui loc de muncă, de pasiuni. La nivel macro poate sugera însă și numeroase oportunități care le scapă. Eu aș spune că li se arată o serie de căi prin care își pot rezolva probleme, doar că trebuie să ia lucrurile pe rând și să-și facă o listă de priorități ca să acționeze în consecință. Pe de altă parte, i-aș sfătui să fie atenți în ce conflicte intră la drum, dacă sunt în tren sau în autocar. Cel mai bun sfat, să nu se bage în discuții. În schimb, au săptămâna asta un dor de ducă, cum de multă vreme n-au mai avut ei, care sunt niște uh, stenici, ca, cărora nu le place să se miște din loc șorul cuibușorul ăla lui. Iată că în această săptămână își doresc foarte tare să plece, să se ducă la drum, să-și aerisească, cum spuneau, mai în glumă, mai în serios, creierii. Dar să fie foarte atent că toate aceste drumuri pe care și le dorește sau drumul pe care și-l dorește îi poate crea probleme relaționale și chiar și profesionale. Zilele de 2, 5 și 6 mai pot fi grăitoare în acest sens. Sunt cupluri în pragul de strămări și le-aș avertiza că gelozia și posesivitatea unora îi poate aduce în pragul unui acces de furie care îi poate costa de strămarea familiei. Și nu-i văd rostul. Advertismentul este mai ales pentru cei tineri. Nu de alta, dar taurii au prostul obicei să fie și posesivi și geloși exact când nu trebuie. Moment critic, 5 mai. Spuneam mai devreme că dorința lor de ducă le poate crea probleme la locul de muncă. Da, pentru că ne ținând seama de ceea ce au de făcut se pome, pot pomeni fără loc de muncă pentru că nu își îndeplinesc atribuțiile uh, pe care le au. Ori, mare atenție la ce spun uh, pentru că sunt cât pe ce să creeze conflicte, dar conflicte de neimaginat, ei care de regulă sunt tăcuți și măsurați la vorbe, ei eh, bine, acum să aibă mare grijă că se pot, aceste discuții se pot termina în instanță. Pentru alții, săptămâna poate aduce schimbarea locului de muncă, nu știu dacă ne-a neapărat unul mai bun, dar unul sigur da. Financiar pot pierde niște bani undeva pe 4 și 5 mai, de asta dată din dorința de a face bine cuiva, gen girat un prieten sau cineva din familie, și să se trezească cu conturile goale. La ei, e, și la ei, riscul unei intervenții în regim acut este foarte mare, la fel ca și la prietenilor berbeci. Poate fi vorba despre peritonite sau despre peri, apendicite acute, dar și de diverse fistule, abcese sau furuncule. Gemeni, aventura săptămânii pentru acești nativi este că încep din nou să aibă probleme e, de credibilitate. poți fi implicați în inginerii de tip financiar sau acțiuni cu finalități dramatice, gen rezolvarea problemelor care țin de familie, speranța că vor deschide porțile unei instituții, nu știu ce vor să facă, cert este că pentru ei toate lucrurile parcă se întorc cu susul în jos, pentru alții se închid o serie de uși ca să se deschidă altele, așa că să nu, nu trebuie să se spetească muncind. Totuși, cortul, un aspect frecvent întâlnit, care îi încolțește de ceva vreme, le va insufla și soluțiile emoționale și afective de care au nevoie pentru a rezolva aceste lucruri. Relațional, lucrurile nici ele nu sunt prea clare, de unde până mai ieri partenerul de viață pentru ei însemna totul, iată că acum parcă nici nu mai există. Preocupările lor privind familia se reduc la a veni acasă, a mânca, a se odihni, a se schimba și a pleca. Și de aici discuțiile de rigoare. Prezența nodului nord în tranzit, în casa familiei, aș spune că se referă la lucrurile lăsate nerezolvate de prea mult timp și acum, iată, a venit momentul să dea soluții. Să fie foarte atenți ce soluții vor găsi. Vor simți acut ce înseamnă să lași lucrurile neterminate și abandonate, mai ales pe 4 mai. Aspectul bun al săptămânii aduce profesia cu consolidarea carierei, dreptunghiul mistic din 5 mai ține ridicat în continuare mingea la fileu, nu trebuie decât să acționeze în consecință. Unii nu pot accepta creativitatea gemenilor, dar din fericire aceste lucruri vor fi contracarate și demontate cu ușurință. Destul însă că se va face vâlvă, treabă care va sensibiliza și irita nervos, mai ales în zilele de 4 și de 8 mai de fapt invidia este generată de sumele de bani pe care Gemenia a trebuit să le primească și au mai trecut prin această situație în primăvara anului trecut și în toamna anului trecut uh, îi vor primi dar le va da în, le va înjumătăți prietenii cei care trăiau de pe urma lor pentru că nu le, va da, nu le vor da niciun bănuț, așa cum aceea se, se așteaptă și bineînțeles că fiecare își va lua tălpășița. Toanele gemenilor seamănă de acum într-o câtva cu ale fraților vărsători, dar cu, cu totul altă nuanță și altă conotație. Ca sănătate să fie atenți la stările de nervi, să la răbufniri, să nu țină în ei deoarece descărcarea le poate aduce liniștea dorită. Acum să fie atenți și ei în ce fel se descarcă, pentru că nu trebuie să creze neajunsuri celor din jur, să nu rănească, să nu ajungă printr-un sanatoriu de boli nervoase, însă să aibă mare grijă. RAC. Marile lor probleme vor fi legate de felul în care înțeleg că trebuie să se despartă de ceea ce se numește trecut. Uh, amintiri, parteneriate, foste căsătorii, fost, foste relații. Acum să nu uităm că racul este un semn al trecutului, un semn care se simte foarte bine printre uh, uh, siturile arheologice, în muzeele, în marele muzee ale lumii. Uh, numai că săptămâna aceasta. Uh, izul ăsta de mucezit și de trecut nu-și are rostul în ceea ce-și doresc ei să facă simt că trebuie să înceapă altceva dar pentru a începe ceva nou mai întâi și întâi trebuie să încheie cu trecutul uh, și cu problemele vechi logic este foarte greu să-i faci pe acești nativi să se despartă de ceea ce uh, pentru ei reprezintă un anumit capitol de viață, deoarece trecutul semnifică rădăcinile sale ce copac își taie singur rădăcina? De aceea, săptămâna aceasta, pentru ei, cred eu că va fi o săptămână a deciziilor. Din punct de vedere relațional și în cuplurile mature, femeile vor fi cele care vor pune punct relației atunci când nu se mai poate, sătule să tot tragă singure la căruța căzniciei. Unul din brațele cruci în semne mutabile constituie tocmai opoziția conju dintre conjuncția lună-Saturn cu Marte. Vor fi acuzați că s-au săturat de prea mult bine, dar aceasta este imaginea care se vede din afară. Nimeni nu știe ce să petrece în casa și în viața cuiva cu adevărat decât dacă nativul este dispus să-și deschidă sufletul. Multe dintre dispute, bineînțeles, au plecat de la bani, de la cât aduce fiecare în casă de la ce, cu ce sume contribuie fiecare la cheltuielile familiei, etc., etc., bașca, soțul, mai umblă și prin alte, mai calcă și în străchin, mai merge și cu prietenii la o băută, ba, chiar are mici aventuri escapade amoroase, de care, pe care racul le înghite, le înghite până la un moment dat când spune stop. Ei bine, în această săptămână s-ar putea să spună stop mai repede decât cred ei. Zile negre, 4, 5, 6 și 8 mai. Mulți raci vor fi dispuși uh, să alea, în, vor fi puși, pardon, în această săptămână să aleagă între carieră și familie, mai ales că din punct de vedere personal le merge bine și nu vor fi de acord de dragul unui capriciu să se lase de muncă. Posibil ca în context unele decizii care se vor lua să-i deranjeze, fie vor fi numiți alții pe postul pe care și-l doreau ei. Cert este că vor simți gustul amar al neputinței, uh, Vis-a-vis rela, -vis de relațiile de muncă. Zile la care trebuie să fie atenți, 5, 6, 7 și 8 mai. Pute pot lua în calcul și munca pe cont propriu. Posibil să trebuiască să ia o decizie care să le suspende activitatea pe o perioadă determinată sau să închidă taraba când lucrurile nu mai merg. Financiar ce să spun, poate ușor, ușor, luna neagră încă să le mai dea unele bătăi de cap, să încerce teama vis-a-vis -vis de finanțele periclitate, senzația de pericol iminent, o promisiune, o datorie care trebuie achitată de totul depinde de atitudinea lor. Culmea, cei care intră în panică sunt bărbații. Ca sănătate, le-aș spune să fie atenți la pusele de tensiune și la durerile de cap, care față de durerile de cap ale berbecilor se datorează nu știu dacă dezidra, atât deshidratării cât nealimentării. Nu simt nevoia să mănânce. Să fie foarte atenți la acest lucru. Leu. Încep săptămâna bine, dar cu probleme de comunicare nu, nici ei nu au chef să vorbească și dacă îi provoci s-ar putea să te alegi cu o rană mortală. Din păcate, problemele de comunicare sunt la mai toate nivelurile, încât săracul leu va ieși la sfârșitul săptămânii stovit și jumulit, ar spune, de atâta consum energetic și nervos. Trigonul însemnă de pământ, le readuce stabilitatea financiară pentru ceva vreme și asta parcă, parcă să mai echilibreze lucrurile. Ce au învățat în ultima perioadă este că și vanitatea nu au ce căuta într-o relație lucru important de reținut au mai primit această lecție de viață și anul trecut, în vară chiar în, în toiul verii când știe foarte bine în câte s-au încurcat și cum le s-au în, în legat drumurile nici dragostea și nici iubirea nu are nevoie de orgoliu și de vanitate a, nu este iubire așa că vor renunța la exercițiile de forță cu impact emoțional, emoțional puternic a, asupra partenerului pentru că știu că tot ei vor avea de suferit. Dacă există vreunul care încearcă un șantaj emoțional, emoțional și a spune că aici sunt vizate doamnele, acestea ar putea primi o palmă usturătoare, nu la propriu ci la figurat, în sensul că dacă o vor ține multă vreme pe a lor, s-ar putea să se trezească cu bagajele la ușă și cu mariajul făcut săndări. Aveți grijă la zilele de 2, 3, 4 și 8 mai. Le celor care așteaptă să nască deși nu sunt adepta metodei, le sugerez dacă medicul le propune să uh, facă cezariană să nu refuze. Uh, lei au, de asemenea, o lecție foarte importantă de învățat în săptămâna aceasta, că nu trebuie să forțezi lucrurile atunci când totul merge bine. Profesional ar putea intra pe un teritoriu nou, teritoriu nou, o nouă funcție, o nouă poziție socială, propria afacere. Nu le putem ura decât vând bun la pupa. Lucrurile pot merge bine o perioadă inerțial, dar apoi se cere măestrie și îndemânare de lider, calități de care leul nu duce lipsă deloc. Financiar, cum spuneam mai sus, lucrurile vor fi în măsura a ceea ce fac, deci nu cred să fie probleme. Vor fi preocupați de sănătatea părinților și a partenerilor de viață, a copiilor, dar și ei vor trebui să fie foarte atenți la tensiune. Fecioară. Acești nativi nu ar trebui să se plângă de nimic. Pluton tranzit prin casa familiei face să prețuiască și să conștientizeze valorile noțiunii de cămin și de familie. Și dacă n-au făcut-o până acum, o vor face cu siguranță de acum încolo săptămâna este încărcată de tensiuni mai mult sau mai puțin generate de ei astral care un între dintre Mercur în semnul natal Neptun în pești tot în domiciliu și Saturn în săgetător sensibilizează și vulnerabilizează axa decizională vis-a-vis -vis de viața domestică și din prea multă dragoste pentru familie să știți că se întâmplă să facem și greșeli să știți că și din dragoste se poate greși Apoi aș spune că configurația numită Zmeu cu focar Neptun în Casa Muncii poate sugera ideea că nativul își conservă posibilitățile de creatoare și capacitățile creatoare fără a le face să treacă în pan concret, amânând lucrurile, iar potențial, potențial, potențialul aspectului să nu poată fi pus în evidență și, din păcate, să piardă un tren. Relațional nu cred să fie probleme, din potrivă, fecioarele își vor pune pirostrile, multe fecioare își vor pune pirostrile în această săptămână, cele care vor să plece undeva la drum la sfârșit de săptămână să fie foarte atente la accidentele legate de apă. Pe de altă parte nu este momentul să se apuce să investească în casă, să mai aibă puțină uh, răbdare până trecem în partea a doua anului. Posibil ca unele cupluri să se ocupe nițel și de propria sănătate și de mânuță vor merge să facă o serie de controle medicale. Zile bune pentru aceasta 4, 5, 6 și 7 mai profesional, se bucură de apreciere și de susținere și cred că le-ar prinde bine acum să ceară ceea ce își doresc, să nu mai amâne, pentru că vor primi ceea ce vor, nu întâmplător, sintagma Bibliei spune, cere și vei primi. Au idei practice și își dovedesc fiabilitatea cu puțină imaginație în tot ceea ce fac. Tot uite, și uite așa, pe 4 și pe 5 mai se vor pomeni cu noi responsabilități, lucru care nu le displace deloc. Dacă lucrurile merg bine profesional, nici planul de financiar nu este de lepădat. Stabilitatea fluxului cash flow-ului este nu, de dată nu doar de parcimonia cu care își administrează bugetul, dar și de ingineri, ingerințele minime necesare lor. Puține cheltuieri, este sezonul legumelor și fructelor verzi, deci banii, cu bani mai puțin pot să se hrănească mai sănătos. Ca sănătate, apropo, că am amintit de asta, rămâne sensibil la axa digestivă și, deși sunt atenți cu tot ceea ce mănâncă, acum sunt vulnerabili la tot felul de intoxicații alimentare. Balanța. Traversează o perioadă controversară, controversată pe care nici ei nu o înțeleg prea bine, nu-și recunosc nici reacțiile și nici emoțiile și este normal, atâta timp cât cârma destinului este în semnul lor lor. Sunt probleme cu care s-au mai confruta, confruntat înseamnă și nu le-au soluționat sau dacă le-au soluționat, nu au dat soluția care trebuia. Ziua de 4 mai cel puțin este o asemenea zi când parcă nimic nu merge. Dar dacă acești nativi ar fi mai puțin atenți la ei, la atitudinile lor, la faptul că de multe ori vor să-și impună punctul de vedere fără să se gândească că ar putea fi unul greșit și hai să nu zicem greșit, ci diferit de al celorlalți. Celorlalți atunci lucrurile s-ar putea schimba. Nu sunt a tot știutor, după cum nu sunt a toate temători sau a toate cunoscători. Nu. Voința lor denotă nesiguranță. Dacă au pățit ceva undeva în trecutul lor îndepărtat, durerea a fost atât de mare încât s-au creat un tipar uh, și întotdeauna uh, îi va face să acționeze uh, așa. Pe 4 și 5 mai, neînțelegeri pe fond de comunicare. De, cu asta s-au mai confruntat ei. Ajung la ei informații disparate, iar explicațiile pe care le dau nu îi ajută deloc din potrivă. De asemenea, simt pe pielea lor ce înseamnă răutatea unora când vor să le strice imaginea. Pe 5 mai, cei care susțin un examen sau se prezintă la un interviu, aș spune că sunt favorizate femeile, vor avea un mic câștig, dar vor fi repede dezamăgiți când vor vedea că lucrurile nu sunt chiar așa cum au crezut. Tot acum, în special pe 4, 5 și 6 mai, se pot acutiza o serie de neînțelegeri cu frații sau cu vecinii. Uh, să fie un pic atenți, este vorba despre un domeniu care nu este al lor, este un domen, domeniu colectiv, dar că el dorește să fie doar al său. Trigonul în semnul de pământ vorbește nu doar de sensibilităților lor înnăscute, ci și, și de tașarea cu care își conduc și mâna de fier cu care își conduc afacerile, Lucrează și fraternizează cu colegii pe 6-7 mai. Rămâne fragilă, fragilă încă comunicarea cu familia, cu frații sau cu prietenii apropiați. Mercur în domiciliu, într-adevăr, le susține atât mobilitatea ideatică cât și creativitatea, dar ei să nu uite un lucru: că pe 18 mai va intra în retrogradare. Pe 8 mai, studiul intens, dar mai ales drumurile de sfârșit de săptămână, vor fi cele care îi vor scoate și pe acești nativi din. Buli, bulibășala de peste săptămână. Nu se pun, pune problema unor tulburări fiziologice, mai degrabă aș uh, atrage atenția la ceea ce mănâncă, și ei pentru că alergiile sunt în floare. Scorpion. Ar putea fi plecați undeva, la munte sau la mare sau într-un loc cu foarte mult soare, unde se simt cansenul lui Avram. Tinerilor le sugerez să fie atenți cu apa mare sau piscină pentru că riscul de accidente vine taman de acolo. La capitolul dragoste nu spun că lasă garda jos, ci că încearcă să-și impună voința ceea ce pentru o femeie sau un copil seamănă cu o cadență dură. Dacă este vorba despre afaceri, știu să asculte, de regulă vorbesc puțin, dar acum parcă o limbariță. Vor cu orice preț să convingă pe cineva de cât sunt de buni. Ei bine, e bună o asemenea strategie, dar să fie un pic atenți pentru că de obicei efectele sunt mai puțin benefice. Atenție la zilele de 5, 6 și 7 mai. Poate și luna plină să-și lase amprenta. Cei care sunt singuri, mă refer la bărbați, ar putea întâlni partenera visată, dar ca mai mereu există un dar... Ar putea fi fascinată la început, ca apoi să fugă cu toții în picioarele. De reținut că femeile scorpion impun ritmul în cuplu. Lucrurile merg în direcția dorită, iar atmosfera este una cum nu au mai trăit ei de multă vreme. Dacă este vorba despre o afacere, vor da lovitura. Dacă vorbim despre tera terapiile alternative, vor avea ocazia să strălucească, în sensul bun al cuvântului. Profesional, pe 5 și 6 mai, au ocazia să demonstreze că de ce doresc să se implice în programe cu caracter social. Se discută chiar unele contracte, dar ei fac ce fac și întâlnirea se încheie în coadă de pește. Au idei, dar dacă nu le pun imediat în practică, le vin altele și uite așa apucă să nu mai materializeze nimic. Să facă bine să se concentreze așa cum le este obiceiul pe ceea ce își doresc. susținută, dar în același timp tensionată, Axa financiară este ca și cum, pe de o parte, vin bani, iar pe de altă parte, se cheltuie. Cei care știu că au probleme cu rinichii, să fie atenți, după cum le-aș sugera să aibă grijă și la bolile cu transmitere sexuală, mai ales cei care pleacă în mici escapade la sfârșit de săptămână. Ne oprim aici, luăm o mică pauză și revenim. am revenit, dragii mei. Haideți să mergem cu săgetătorul. Pentru acești nativi, deși din multe puncte de vedere, drumurile sunt deschise, totuși sunt o serie de tensiuni la nivel financiar și de afaceri care rămân actuale. Foarte multă încrâncenare pentru a păstra lucrurile așa cum sunt, dar din păcate, încăpățânarea nu are nimic de a face cu ambiția. Tensiunile afectează bunul mers al afacerilor, pentru că mintea lor a rămas centrată pe lucruri care nu mai funcționează. Le-a sugerat, când sunt la volan, să nu se enerveze, să lase să fie depășiți chiar și neregulamentar, dacă vor să ajungă vii întregi acasă. Pardon, nu vii. Mi se pare firesc să se bucure de integritatea organismului lor. Pluton, casa personalității acestor nativi, operează la structuri intime ale psihicului și dacă ei nu înțeleg că trebuie să renunțe la ceea ce este vechi și perimat, să se plieze pe ceea ce este nou, va duce din nou, nu doar blocaje, ci și riscul la riscul unor pier pierderii tuturor bunurilor, dar și a prietenilor și susținătorilor. Atenție, deci, la zilele de 5 și de 6 mai. Femeile sunt beneficiarele unor sume pe care le așteaptă de ceva vreme. Pe 4 și 5 mai rezolvă probleme care țin de familie în sensul că vor plănui schimbarea locuinței sau renovarea celei pe care o au. Să o facă ca energia necesară să rezolve probleme de gospodărești este un debușeu dacă vreți pentru frământările lor interioare 7 mai este o zi liniștită în care este bine ca adulții cât și vârstnicii să-și facă o serie de controle medicale de asemenea este o zi bună pentru a face ITP-ul la mașină sau pentru tocmirea unor documentații evidențe contabile pe 9 mai lucrurile se detensionează se tensionează, pardon, iar femeile au aleg sau au ales da, cum să spun Uh, drumul de a intra în conflict cu vecinii de la un aspect minor. Să-i lase să vorbească, să le dea ce cer ei și să-și vadă de treaba lor ca să le fie bine. Pe nouă mai lucrurile, așa, este posibil să reizbucnească un conflict între frați. Mare, mare atenție, pățiți, uh, amândoi, uh, pățiți și dumneavoastră același lucru pe care le, îl pățesc și cei din RAC. Disputa la voi însă este legată de cine trebuie să aibă până la urmă grijă de părinți. Veșnica poveste, de parcă ar fi o povară. Mercurile de bătăi de cap la nivelul relațiilor cu colegii de muncă și stresul va dura cel puțin o lună. 6 mai le mai poate aduce o înțelegere na de natură contractuală, posibil să fie ceva de genul unui contract prenupțial pentru cei care se căsătoresc, dar poate fi vorba și despre un contract pentru un spațiu sau un cabinet unde cei cu profesii liberale să-și poată desfășura activitatea. Atenție la termenii contractului, pentru că i putea sufoca financiar. Cronicizarea unor boli, frecvența din ce în ce mai crescută a puselor acute, dă de gândit și în sfârșit își vor face timp și pentru ei și vor merge la medic. Capricorn. Trigonul însemnă de foc de miercuri, 6 mai, pare să vină să îndulcească efectele opoziției Saturn-Mercur, care le dă încă de furcă acestor nativ pe axa relațională. Mai mult, Luna Neagră, prin casa afacerilor, sugerează mobilitate, ambiguitate și instabilitate, ceea ce pentru un nativ Capricorn este comparabil cu supliciu suprem. Tensiunile sunt generate și de cârma destinului, de ascensiunea nodului nord în aspecte nu tocmai plăcute cu soarele, acestor nativ semn că a venit momentul și ei să-și achite datorile sau prostile pe care le-au făcut. Una din marile capcane în care au căzut sau sunt la un pas să cadă este cea a iubirii. Iată că se repetă povestea de acum 3 săptămâni. Ei știu să fie amanți extraordinar, dar problema este că din toată povestea vor ieși cu sufletul țândări, ce nu știu să-și ia măsuri de -ă, precauție. Ei sunt convinși că dacă dau totul, vor primi totul. E, nu este chiar așa. Apropo de escapade, aș sfătui ca luni 4 mai și vineri, sâmbătă 8 și 9 mai să fie atenți la ce vor să propună unei terțe persoane. Lucrurile ar putea să meargă bine și în plan profesional dacă nu ar avea colegi prea tineri pentru gustul lor, ori un șef tânăr care vine cu idei radicale și le dă toată rutina peste cap, destabilizându-i emoțional. În această situație le propun fie să-și ia câteva zile libere și să plece undeva unde să-și încarce bateriile, fie pentru cei care doresc schimbarea locului de muncă să treacă la un alt serviciu. Nu le-a sugera să-și dea demisia și să creadă că își vor găsi un post de director pe undeva sau mai știu eu ce altă funcție financiar ca întotdeauna o duc bine chiar aș spune că este singurul domeniu care vine să le mai atenueze din trăiri trigonul în semnă de foc le aduce parcă mai multă energie ca să uh, își înțeleagă mai bine și să-și cunoască mai bine domeniul pe care îl diriguie mai ales dacă lucrează cu cifre și vin din munca lor vin din recunoașterea unor merite și mai vin și de pe urma unor contracte sub formă de comisioane Săptămâna aceasta s-ar putea confrunta cu dureri de spate și de cap, dar și cu reacții digestive neașteptate dacă ne gândim că ei mănâncă pesărite. Vărsător. Acești nativi vor depune eforturi serioase pentru a-și câștiga pâinea, ca să spunem așa. Sunt persoane imprevizibile, greu de strunit. Uneori se lucrează ușor cu ei, alteori lucrurile sau cadrul trebuie creat de asemenea măsură încât să le dea certitudinea că sunt prețuiți pentru ceea ce fac. Afectiv traversează o perioadă în care sunt foarte legați de familie, de parteneri și de copii, de părinți și de frați, sunt în stare să mute munții pentru ei și asta îi transformă în competitori de cursă lungă, cel puțin pentru următoarele săptămâni. Deși uneori le este greu și celor care îi iubesc să-i abordeze datorită felului lor deschis de afiș și a zâmbetului care nu-i părăsește niciodată, vărsătorii pot fi extrem de afectuoși, și știu să se implice emoțional cu tot sufletul, deși nu pare a fi așa. Dacă sunt singuri, pe 3, 4, 5 și 7 mai, pot întâlni pe cineva care să le dea un pic sufletelul peste cap. Comunicarea este unul din naturile forță, pentru care nativii vărsători au atâția prieteni, chiar dacă la început nu par de încredere, pe parcurs își dovedesc loialitatea. Săptămâna aceasta sunt avantajate femeile. Profesional sunt bine susținuți, chiar se prefigurează colaborări de durată, în special pe partea cu străinătatea. Fie vor găsi un job pe care fiecare dintre noi l-au așteptat de câțiva ani în străinătate, și perspectiva s-ar putea să se schimbe pentru ei radical, fie vor găsi un loc de muncă. Oricum, această cale, această ușă, această oportunitate li s-a deschis de vreo 3 săptămâni încoace. Va munci pentru că atunci când au de, de, ce să o facă, o fac și vor fi răspătiți pe măsură. Foarte bune zilele de 5, 6 și 7 mai. Financiar, repet, vor începe să simtă că vine apă și la moara lor. Le sporește încrederea în ei când vor vedea că se pot mișca mai lejer din acest punct de vedere, iar cheltuielile pe care le fa vor face vor fi legate strict de domeniul casnic. Atenție la niște comisioane pe care cineva încearcă să le facă pierdute în zilele de 7 și 8 mai. Sănătatea lor ține de alimentație și de odihnă. Atâta timp cât nu vor mânca la timp și regulat și nu își vor face semn, somnul, bineînțeles că vor fi probleme. Pești. Deși săptămâna debutează furtunos, lucrurile se vor liniști rapid. Totuși, mare atenție, cei care sunt plecați în deplasări și mai ales cei care învață în străinătate, indiciile sugerează mici accidente, accidente legate de apă, uh, mai ales astea sunt extrem de puternice și vizează în special pe cei tineri cu spirit de aventură tipic vârstei, care pot face o greșeală și, Doamne ferește, uh, se lasă cu lucruri uh, irreversibile să se abțină de la orice teribilism care ține de not, de consumul de alcool amestecat cu energizante, de condus auto sau, auto sau de sporturi extreme, parapantă, cățăreri, condus în pantă, pasiuni care țin de locuri misterioase și care implică scufundări, coborâri în peșteri cu trasee periculoase sau drumeții prin locuri neumblate. În rest, trigonul în semnă de foc le păstrează imaginația vie, iar cei care cochetează cu arta, sau și-au făcut un mod de a trăi din artă, pot avea rezultate extraordinare. Foarte îndrăgostiți de partenerii sau de soți, cei care sunt în cuplu vor avea o săptămână de vis cu accent pe 4 și pe 6 mai. Cuplurile în care a poposit barza își vor boteza foarte mândre odraslele, cele mature își fac weekendul pe acolo pe unde și-au dorit sau pleacă în mici pelerinaje de suflet pe la diverse mănăstiri. Altele vor pune țara la cale vis-a-vis -vis de ce mai au de făcut prin casă. O asemenea zi este 6 mai, dar posibil să prănuiască ceva și pe 3 mai și pe 9 mai după ce vor scăpa de musafiri. Peștii care lucrează în domeniul artei vor fi susținuți în tot ceea ce întreprind au posibilitatea săptămânală aceasta să inițieze proiecte noi, dar le spun de pe acum să nu plece la drum până nu au tot sacii în căruță, adică nu au totul foarte bine pus la punct. Zile faste, 4 și 5 mai. Cei care lucrează în serviciile de siguranță să fie atenți la informațiile cu care operează, deoarece un cuvânt spus aiurea poate declanșa un eveniment critic care ar putea să le scape de sub control și nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce va urma. Zile la care să fie atenți, în mod special 6 mai. Și la capitolul sănătate stau bine, totul este uh, să nu recurgă la întăritoare care îi pot revigora pe moment, dar a, care apoi pot genera dependențe din care să iasă cu foarte mare greutate sau să nu mai iasă deloc. Berbec Exceptând ziua de vineri, 8 mai, când atmosfera se tensionează brusc. Nu aș spune că vor fi probleme pentru acești nativi. Săptămâna poate avea o coloratură de alergătură cu tot ceea ce implică ea, dar poate aduce și surprize în plan profesional, în cel relațional. Un câștig de natură nu atât spirituală cât mai degrabă materială, în sensul că berbecii pot primi acum răspunsuri, dar care le vin la întrebările pe care și le-au pus, dar care vin pe căi subtile, prin rugăciune, să spunem. Iar ei să, simtă, să se simtă iubiți de Dumnezeu. Este o, o, un lucru extraordinar pentru că le deschide mental uh, o serie de oportunități pe care vor ști să le fructifice. Pot primi vești oficiale despre situația complicată cu is prin care să fie anunțați că a încetat orice acțiune penală împotriva lor. Pentru unii berbeci este posibil ca problemele de la locul de muncă să fie mutate în plan relațional. Promisiunea de a pleca undeva în afara orașului să nu se poată îndeplini și pentru alții, soția, fetița, mama sau soacra se, să se confrunte cu o serie de probleme de sără, sănătate. Suntem pe terenul berbecilor, așa că vor fi nevoiți să amâne, ba mai mult să alerge pe la urgențe sau după medicul de familie undeva pe 3 și pe 4 mai pentru cei mai mulți dintre ei săptămâna vine însă cu o destindere generală cu o impulsionare a energiei care se va materializa uh, prin diverse momente aducătoare dacă vreți de voie bună un grătar, uh, o tură pe la mare sau la munte, oricum vorbim despre mișcare în aer liber pe 6 și pe 7 mai pot semna contracte benefice pentru firma în care lucrează sau pentru propria firmă după cum la fel de bine pot demara la sfârșit, în sfârșit proiectul pe care și-l doresc de foarte multă vreme, pot primi sarcini care să le pună în valoare energia debordantă. Ce mai? Pentru ei aspectul profesional este unul foarte bine susținut acum. Atenție însă și la dușmăniile pe care le strânesc. Aș spune că nu sunt nici probleme financiare, ba din potrivă se pot bucura de uzufructul unei moșteniri tot bine pe, pe care l-au dat unora, tot un bine pe care l-au dat unora care au avut probleme, acum se va întoarce în buzunarele lor în zecit, Zile foarte bune, 5 și 6 mai, revin în forță, durerile de cap, poate și datorită factorului termic, mult peste cel normal și a ploilor. Este o alternanță masivă între vreme însorită și vreme înorată. Cam acestea sunt previziunile pentru uh, perioada 2-9 uh, mai. Repet, nu uitați, luni va fi o zi destul de provocatoare, prin faptul că odată avem lună plină, 2 Mercur își începe staționarea, adică frânarea în jurul propriului ax, începe de fapt ciclul retrogradării care se va produce pe data de 18 mai. Genericul pentru agenda ezoterică, vă rog. Da, am revenit cu agenda ezoterică, dar recunosc că am luat un pic mai așa când am început să vorbesc despre astrologie și psihologie și n-am luat-o cu începutul, îmi însușesc greșala, o recunosc. Haideți să vedem ce se întâmplă când psihologia întâlnește astrologia, că de fapt de aici ați vrut să plecăm. Păi ce să vă spun o intruziunea astrologiei în lumea psihologiei a început undeva în jurul anului 1911, atunci când Carl Jung a început să studieze el însuși astrologia. Scopul său era de a găsi un indiciu de bază a psihologiei umane, după cum avea să declare într-o scrisoare către Sigmund Freud. Mai târziu, într-o altă scrisoare, va afirma că îndrăznesc să spun că vom descoperi într-o zi în astrologie o serie de cunoștințe care au fost proiectate intuitiv în ceruri. De exemplu, se pare că semnele zodiacului sunt imagini ale unor caractere, alte simboluri ale libidoului unde cuvintele descriu calități tipice acestuia la un moment dat. Jung a continuat să scrie despre astrologie. În capitolul 2 al sinc din Sincronicitate, o compilație a scrilor sale este numit Un experiment astrologic, unde descrie unul dintre experiențele, una pardon, dintre experiențele sale cu ajutorul astrologiei ca metodă de a înțelege uh, psihologia uh, umană în ton cu natura sa. Mulți oameni au crezut că Jung a luat o razna pe, deoarece a acceptat în munca sa supranaturalul și științele oculte. Alții l-au văzut ca pe un deschizător de drum în domeniul influxurilor, inconștientului și sincronicitatea Universului. În citatul amintit, aseamănă astrologia cu o proiecție de trăsături pe cer mai degrabă decât cu prom promovează gândirea populară și anume că astrologia este o forță sau o cauză și efect proiectate asupra noastră. Ideea de a privi astrologia ca pe un sincronism a schimbat direcția acesteia din, pentru totdeauna. În timp ce există unii care cred că pe oameni astrologia îi îndeamnă să facă anumite lucruri, că astrologia este folosită pentru a ghici sau doar pentru a crea un horoscop și, în consecință, astrologia este înșelătoare, majoritatea însă știu că nu este așa și poate de aceea s-a și constituit această nouă ramură a astrologiei, diferită de astrologia clasică și ca a cărei popularitate este în creștere. Mă refer la ramura, ramura astrologiei care se bazează în esență pe lucrările lui Jung, dar și pe alte metode de psihanaliză. Și chiar dacă nu seamănă cu nicio ramură a astrologiei tradiționale, sunt astrologi care intuitiv includ filozofia psihologiei umane în activitatea lor. Filozofia își are rădăcinile în arhetipurile universale care se regăsesc, știm foarte bine de regulă în mitologie. Teoria este asociată, este că, pardon, că societatea creează arhetipurile și zei, iar mitul simbolizează o parte a psihologiei și a personalității noastre. Popoarele sumeriene și babiloniene, prin primele creatoare de mitologii, au produs, dacă vreți, mituri diferite pentru a înțelege modul de funcționare a, a, a psihologiei umane, dar și a personalității. Ei au observat că cei născuți atunci când anumite corpuri cerești se aflau în anumite poziții pe bolta cerească, comportau trăsături specifice. Au speculat apoi aceste momente, asemănându-le cu zeul care uh, cumula cele mai multe dintre aceste trăsături. Erau convinși că zeul respectiv uh, îi controla și proteja pe acești copii și mai mult pe adulții care deveneau. Este situația din uh, prezent când spunem că o anumită planetă este stăpâna tipologiei respective. Despre un vărsător vom spune care trăsături uraniene, după cum despre un pește vom spune care are un dublu caracter, neptunian sau unul jupiterian. Cu alte cuvinte, Jung vedea aceste caracteristici ca uh, rezultat al sincronicității sau proiecției psihologice pe cer. Psihologia spune că fiecare dintre noi reflectă aceste ar arhetipuri sau personaje mitologice în personalitatea noastră. Astrologia arată prin plasarea și aspectele pe, uh, planetelor și aspectele pe care le fac planetele din tema natală unde și cum exprimăm aceste arhetipuri. De asemenea, astrologia arată cum ne-am dezvoltat cum, din copilărie, cum am evoluat, cum i-am perceput pe părinții noștri, precum și dinamica inconștientului. Simultan cu uh, educația și cu formarea noastră. În cea mai mare parte, astrologia ia în considerare și permite psihicului să preia evenimentele, experiența din mediul exterior pentru creștere spirituală, dar și pentru a crea o mitologie personală a individului. Mitologia personală reprezintă totalitatea poveștilor, amintirilor, evenimentelor din familiile unui nativ, de la statutul social la cutume, la ansamblu de credințe, tradiții, resuri, mentalitate, obiceiuri și așa mai departe. Este evident că o femeie care se naște cu un Marte foarte bine susținut în tema natală va dezvolta o mitologie și va avea un stil de viață specific nu doar susținerii marțiele, marțiene, ci și locului în care s-a născut. Într-un fel, îl va trăi pe Marte, exaltat, să spunem, femeia din Occident, care se va bucura de toate binefacerile civilizației, și într-un alt fel, dar la fel de personal, o femeie care trăiește în lumea a treia, de exemplu. Astrologia psihanalitică oferă premiza de a lua în considerare cu acuratețe specifică, bineînțeles, data nașterii, locul nașterii, tradițiile, religia, situația familiei. Precum și situația financiară a fiecărui nativ în parte. În acest fel, consilierea prin intermediul temei natale poate fi mult mai eficace și mai precisă. Este ceea ce fac eu atunci când fac uh, previziunile pentru uh, săptămâna care urmează. De exemplu, Marte reprezintă arhetipul afirmării de sine, a agresivității, a sexualității, dar și a unității. Să spunem că în natala unei femei, unei, femei, Marte, în tranzit, intră în semnul scorpionului. La prima vedere am spune, pa, avem de-a face cu o femeie pătimașă, dar nu senzuală, pentru că Marte este în domiciliul său, ba care aș vorbi despre oarecare agresivitate și în intimitate, este, este extrem de fidelă partenerului său și face totul pentru a realiza ceea ce își dorește acesta, atât în plan profesional, cât și în plan intim. Și peste toate acestea domnește o personalitate foarte puternică. E, vreau să vă spun că pentru o femeie este o poziție foarte grea. De regulă, acest tip de femeie, dacă reușește în plan profesional, ratează în proporție de 90% planul personal. Din perspectivă psihologică, acest lucru se vede oarecum diferit. Nu se vede că Marte ar fi bun sau rău, calitățile și defectele planetei, ci el se referă în funcție de modul în care individul a reușit să se adapteze, să adapteze arhetipul propriei personalități. În ce privește exemplul de mai sus, avem o femeie care niciodată nu-și va găsi partenerul care să o accepte așa cum este și dacă nu va învăța să-și moduleze aceste aspecte ale personalității, niciun bărbat nu va sta lângă ea. Fapt care este inevitabil mai devreme sau mai târziu poate declanșa de la depresie anxioasă sau bipolară la tot felul de psihoze. Sunt situații când acest tip de femeie nu conștientizează potențialul arhetipal, el fiind adânc, îngropat în subconștientul nostru sau poate reprimat, iar această ipostază se datorează, în primul rând, cred eu. Educației, mentalității, comunității, societății, societății din care face parte nativa, dar și a traumelor pe care le-a trăit din copilărie timpurie. Viață grea, părinte alcoolic, violent, violența în familie, pări, mamă bătută, copii bătuți în rând cu mama. Sunt lucruri multe și multe care se adună în acest tip de uh, nativ. Ei bine, rolul astrologului psihanalist este, urmărind tema astrală, să descopere dacă acest simbol arhetipal este relevat, iar dacă nu, asemenea unui sculptor să înceapă să dea de -o piatră, piatră, de -o parte piatra strat cu strat pentru a scoate la lumină statuia, așa cum spunea Michelangelo, adică să afle ce s-a întâmplat, de ce potențialul arhetipal a rămas blocat într-o anumită dimensiune a evoluției nativului. Dacă privim unde este plasată uh, luna, soarele sau Saturn, putem deduce, de exemplu, dacă aceste calități au fost reprimate în copilăria și atunci femeia cu Marte în Scorpion uh, o vom întâlni frecvent, vom întâlni frec la femeia cu Marte în Scorpion vom întâlni frecvent proiecția lui Marte asupra partenerilor, permițând atașamente profunde, dar în același timp deprimante pentru ea. În această situație, astrologul psihanalist o poate ajuta să găsească modalitatea de a elibera tendințele reprimate într-un mod pozitiv, conștientizându-le și să depășească momentul critic sau uh, să se vindece. Dar revenim după o scurtă pauză. Am revenit, dragii mei, haideți să ne continuăm periplu pentru că lucrurile sunt foarte interesante. O altă intruziune a psihologiei în astrologie sau astrologiei în psihologie este regresia. Dacă sunt amintiri pierdute sau traume reprimate, astrologul psihanalist poate merge înapoi pe aspectele planetare, prin tranzite sau prin alte metode, pe alte tehnici de calcul, de previziune, pentru a găsi momentul când s-a petrecut evenimentul. Ba mai mult poate aduce la lumină ce anume a determinat trauma sau cine a produs-o, iar regresia poate fi de un real uh, folos. V-am povestit probabil dacă vă aduceți aminte, în uh, situația în care un banal mănâncă tot din farfurie, pe care, care pe mine mi-a terorizat întreaga copilărie a determinat uh, în adult o dereglare de apetit și a dus la o conduită alimentară atipice care uh, uh, nu au dat doar dereglările hormonale și obezitatea, ci și probleme de tip digestiv, cum sunt hernia hiatală, gastrita, ulcerul gastric sau uh, la unii ulcer duodenal. Nu mă ridicam de la masă, de exemplu, eu, de exemplu, decât după ce goleam farfuria. Indiferent dacă mă îmi plăcea, nu-mi plăcea, uh, mă sau nu mă săturasem, trebuia să golesc farfuria. În momentul în care am conștientizat acest lucru, din punct de vedere al sănătății, problemele au luat o altă turnură. Și lucrul acesta, o să râdeți, l-am făcut pe un aspect pe un aspect pe fecioară, din câte mi-aduc eu aminte, cu, un, cu, când Saturn a tranzitat semnul fecioarei. Acum, pe de altă parte, să nu uităm, conflictul rezidă în noi toți și este o proiecție exterioară uh, frecventă. Analizați în moment relația voastră cu cei apropiați. Uh, pentru a găsi un conflict nu este musai să privim doar aspectele care simbolizează, uh, eu știu, diferite tipuri de relații uh, între arhetipuri și planete. Un aspect planetar descrie ceea ce așteptăm de la o relație sau de la o situație. De exemplu, luna în fecioară, apropo că tot am vorbit de lună, de fecio și de semnul fecioare în opoziție cu Saturn arată relația dintre nativ și mama sa care este una distantă, rece și critică. Este o poziție pe care am întâlnit-o frecvent la femeile necăsătorite care din dorința de a-și apropia mama au făcut totul de la studii academice care la căsătorie și statut social și tot nu au reușit să apropierea dorită Relația a rămas tot dificilă, iar mama continuă să o critique, chiar și pentru că s-a întors de la serviciu cu 3 minute mai târziu sau că umblă în pijama prin casă la o anumită oră din zi. Am avut și situația inversă, când mama a venit la mine neînțelegând relația cu fiul sau cu fica ei. Surpriza a fost să constat că aceștia, copii, acești copii uh, au fost copii nedoriți sau doriți doar de unul dintre părinți că i-a privit mereu ca pe o povară și nu ca pe ceva care ar fi făcut parte din ea. Ei e, bine, analizând tema asta la mamei și a fi, am descoperit similitudini uluitoare. Aceeași relație saturniană cu mama, aceeași forță plutoniană de ambele părți, ceea ce mă face să cred că soluția se găsea în tema natală a bunicii materne de, în ce privește relația aceasta, atenție, de data aceasta cu tatăl. Conflictul este unul constant pe de o parte, iar pe de altă parte ce să vă spun se regăsește și în poziția planetelor, semnul în care sunt precum și casele în care se află acestea, casele semnificând câmpurile de acțiune în care planeta uh, acționează. Conflictul este unul fundamental, este o constantă și o dată reperată în tema natală, putem construi modele comportamentale în relația cu noi înșine dar și în relația cu ceilalți putem uh, reitera disfuncționalitățile și momentele de blocaj, care, uh, cum să spun, fac să repetem eșecul părinților noștri într-un anumit domeniu, de exemplu. Uh, să știți că am găsit, de făcând o, o astrogramă a mamei, fiicei și nepoatei, apropo de uh, eșecuri, am constatat cu surpriză fata nu mi-a spus doar mi-a confirmat apoi mama când le-am spus nu se poate fica dumneavoastră a făcut aceeași greșeală ca și, ca și dumneavoastră tiparul se repetă și atenție foarte mare cea mică are același tipar și au fost foarte surprinse când le-am spus treaba asta uh, au confirmat că așa este și acum încearcă din răzputeri să o crească și pe cea mică și să o înveți anumite lucruri din propria practică ca să nu repete greșelile pe care le-au făcut. Pentru că există, odată conștientizate aceste probleme, există și posibilitatea noi să le reparăm. Ne este teamă, de exemplu, de rău și căutăm să înțelegem. Ce anume ne poate face rău? De exemplu luna slabă aspectată sau poziționată și un Saturn puternic sau susținut ne poate sugera că noi cultivăm figura paternă sau clasică a mamei, pardon, pardon figura mamei a ideii de maternitate prin excelență în ciuda faptului că suntem respinși sau că încercăm, încearcă să ne domine. Și Doamne, cât rău ne pot face aceste mame, pentru că să recunoaștem sunt mame care nu și-au dorit copii, Este foarte adevărat o asemenea dramă. Am trăit la propriu în la propriu în sensul că în 1990 a venit la mine mama unui băiat care murise împușcat în timpul evenimentelor din 21-22 decembrie. Și eu îl cunoșteam pe băiat, ca să zic așa, am fost lângă el în clipa în care, a, în care a murit, înțelegând de fapt ce căuta el acolo. Și el nu voia decât să, să iasă de sub dominația unei mame care era secretar de partid, care își educa copiii într-un mod pe care ea nu l-a înțeles. Și când a ajuns la mine, după moartea lui Mihai, mi-a spus... Doamna nu, nu, am dorit copilul ăsta, dar acum că nu mai este, arde sufletul în mine. Și în momentul ăla m-am gândit, deja făceam astrologie, nu m-am gândit eu să-i rețin datele, cert este că am ajuns la Arad și m-am întâlnit cu doamna respectivă și când i-am trasat tema astrală, am găsit exact poziția asta unei luni viciate într-un semn de foc, care făcea o poziție cu un Saturn foarte bine plasat, în balanță exaltat în semn de aer care uh, o, a dominat -o tot timpul uh, să știți că este extraordinar să poți să-i arăți clientului care este conflictul său interior de unde pleacă uh, ce lecții are de învățat iar tu ca astrolog să-l poți îndruma spre eliberare, spre conștientizare și acceptarea stării de fapt în fund și la urma urmei recunoscând aceste lucruri uh, viața lor poate lua o, o altă turnură sunt autori de referință în domeniu, cum este Dane Rudyard sau Robert Hand. Operele lor sunt introspective cu trimitere directă la felul în care lucrează inconștientul și relevă legătura strânsă cu astrologia. La fel fac și Liz Green și Steven Arroyo și uh, Sasportas. Uh, pot spune cu mâna pe ină că mie mi-au schimbat direcția în studiu astrologiei, de ce să mint, lucrările lui Steven Arroyo. Arroyo. Întâi am cumpărat lucrările în engleză, Apoi au apărut traducerile pe piața uh, românească, tot așa cum Kenneth McCall cu a sa vindecarea arborului genealogic mi-a schimbat atitudinea vis-a-vis -vis de spiritualitate. An în momentul în care am citit această carte am înțeles că de fapt nu poți să rupi uh, spiritualitatea de astrologie după cum nu poți să rupi psihologia de astrologie. Deci atât trei căi în care se întâlnesc uh, uh, care la un moment dat se unifică. Sigmund Freud este de considerat descoperitorul inconștientului individual ca fiind acea parte a psihicului care conține experiențele neplăcute sau traumatice suprimate de min mintea conștientă. Jung va merge un pas mai departe uh, și este de părere doar că, uh, că nu există doar un, uh, un inconștient individual, ci că există un inconștient colectiv care conține psihic imensa moștenire a evoluției umane. Potrivit lui Jung, această moștenire le naște în structura fiecărui individ. Medicul psihiatru Fritz Reinmann, un pasio austriac pasionat de astrologie, cofondator a Academiei pentru Psihanaliză și Psihoterapie, culmea de la München, introduce un al treilea concept, cel de inconștient cosmic, care se pare că reflectă participarea noastră la ordinea, ritmul și legitățile cosmice care ne marchează și care s-ar regăsi în tema astrală a fiecăruia. La baza acestui concept de inconștient colectiv dacă vreți și inconștient cosmic stau visele. Visele pot fi o poartă de acces, cred că v-am mai povestit eu despre acest, acest lucru atât la nivel inconștient, nivelul inconștientului personal cât și la nivelul inconștientului colectiv. Visele cu cifre, cu mersul prin un tuneric sau cu copii mici, simbolul inocenței sunt simboluri care reprezintă o legătură cu dimensiunea din care noi nu sunt, de care noi nu suntem conștienți acestea pot genera anumite asociații pe care noi am putea să le percepem cu mintea rațională, desigur Jung a descoperit că multe dintre aceste simboluri au un caracter universal ele pot fi regăsite în miturile și poveștile tuturor popoarelor și arată cunoașterea sau înțelepciunea comună tuturor oamenilor. O asemenea tentativă a avut a făcut-o și un român, a avut și un român care a și scos vreo șapte sau opt cărți. Mă refer la domnul Vasile Lovinescu, un ieșan cu foarte multă aplicație către antropologia culturală. Care a încercat să găsească aceste simboluri și arhetipuri în opera lui Ioan Crangă. Așa a apărut al patrulea Hagia Lâc, pe baza căruia el și-a scris cărțile, așa a apărut incantația sângelui, așa a apărut, dacă vreți, Monarhul absolut. Sunt cărți care merită să fie citite pentru că înțelegem foarte multe din atitudinile ancestrale care s-au perpetuat și care au ajuns. Și, și caracteristici și nu, calități mai degrabă care uh, ne caracterizează pe unii dintre noi și de unde se trag. Este foarte interesant să citiți creanga de aur de asemenea lui Fraser, că de fapt ăsta uh, creanga de aur a lui Fraser a fost cea care a deschis, cum spunea domnia sa, din păcate dânsul a plecat în alte universuri probabil și acolo să facă antropologie culturală, a găsit niște elemente și simboluri care au fost comune și a înțeles că în momentul în care a citit Cranga de Aur, a înțeles că de fapt poveștile și basmele lui Creangă au un profund caracter antropologic și că trebuia căutat și devoalate acele simboluri ascunse. Și vreau să vă spun că cărțile sunt extraordinare. Căutați-le pe internet, merită citite să știți, și culmea este un român care poate să pună ale căror scrieri stau cu, cu, cu uh, foarte bine alături de scrierile lui Jung și de scrierile lui Freud. Și nu numai și nu numai. Uh, spuneam că Jung a descoperit că aceste simboluri de care aminteam, au un caracter universal că ele pot fi găsite în mituri și povești. Jung a numit aceste imagini primordiale simboluri sau arhetipuri. Imaginile primordiale despre sine nu pot fi descrise cu exactitate și atunci Liz Green și școala de astrologie psihanalitică de la Londra le vede ca fiind modele de energie care se exprimă întreg mediul nostru, mediul în care trăim. Deși ele însele nu au o formă clară, se exprimă prin simbolurile lumii în care trăim, a mediului în care evoluăm, a, a, a treptei sociale pe care ne aflăm. În acest sens, sistemul solar poate fi văzut ca un simbol al unui asemenea model de energie care se reflectă în orice moment, în toate formele de viață, de la organismele unicelulare la om ca individ și uh, mă refer în mod special la faptul că la un moment dat planetele suntem chiar noi înșine, în funcție de uh, prioritatea pe care o au, de ascensiune, de locul în care se află în tema natală, dar și de uh, locurile, pe, uh, casele și semnele pe care le tranzitează uh, 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 se află în momentul în care sunt în tranzit. Tema astrală individuală este o reprezentare simbolică, dacă vreți, a acestor modele de energie în aceste simboluri putem vedea potențialul personalității nativului. Jung descrie planetele ca fiind zei, simboluri sau puteri ale inconștientului. Cu toate acestea, acești zei lucrează diferit de la un individ la altul. Potrivit astrologiei, simbolul de diurn reprezintă nucleul, reprezintă centrul, figura regelui, vitalitatea, Imaginea pe care o avem despre noi înșine sau șeful precum și forța vieții creatoare care se găsește în fiecare individ. Aceste interpretări vor fi deduse din acest simbol fără ca atitudinea noastră să fie una arbitrară. Școala de astrologie psihanalitică descrie simbolul ca fiind modelul principal de exprimare al inconștientului. De referitor la el se spune că un simbol sugerează sau deduce un aspect al vieții care este inepuizabil în interpretarea sa și din, în cele de urmă scapă tuturor eforturilor uh, noastre de a le conștientiza. Un simbol central arhetipal e, în astrologie este însuși cercul care semnifică cerul, cerul fictiv cu care operăm în comparație cu cerul real cu care lucrează astronomia. De altfel dihotomia dintre astronomie și astrologie placă chiar de aici. Doar că uh, astronomii într-adevăr lucrează cu cerul real, noi lucrăm cu un cer fictiv, dar acest cer fictiv folosește uh, efemeridele pe care le stabilesc astronomii. Uh, un simplu, uh, În toate culturile, să știți că cercul este uh, considerat un simbol al plenitudinii. În același fel, harta astrală a fiecăruia reprezintă integritatea, dacă vreți, individului și arhetipul sinelui. Dintre toate disponibilele psiho psihologice, cele mai multe perspective de utilitate în astrologie, să știți, le are complexul, complexul fiind unul dintre cele mai profunde caracteristici avem toate complexele, ele sunt cele care ne țin în viață, ele sunt profesorii noștri, sunt esențiale pentru noi. În ce privește complexul, Liz Green și Steven Arroyo spun că este unul complex, în ghilimele spus, dar extrem de valoros ca model psihologic, deoarece acesta poate să dea o înțelegere remarcabilă dinamicii unui horoscop. La scară primară putem căuta să înțelegem complexul în conflictele personale. Și am vedea mai clar dinamica familiei, sau putem vedea complexul dintr-o perspectivă mitică, ori arhitepa arhitepală, și să acceptăm puțin câte puțin din înțelesul profund care se ascunde în spatele persoanei prin experiența sa de viață. Ambele opinii, să știți că sunt valabile. Freud s-a axat pe conceptul de complex pentru a putea descrie modul de funcționare a inconștientului. Carl Jung a avut ideea de a duce mai departe această explicație prin descrierea modului în care inconștientul este format din energii primare ca să folosim, sau ca să folosim termenii jungieni arhetipuri și care se află de asemenea depozitate în inconștientul colectiv. Noi ca astrologi le numim planete, semne și constelații. Acum, haideți să vedem un pic cum devin arhetipurile complexe. Când ne identificăm prea puternic cu un arhetip la nivel de inconștient, datorită unui traumatism sau neglijări emoționale, să zicem, în copilărie, atunci arhetipul se transformă într-un complex. Planeta este arhetipul primar, iar semnul în care se află arată cum se va manifesta aceasta. De exemplu, dacă un copil are un tată care îl respinge, neglijarea emoțională, băiatul începe să caute un tată care să-l înlocuiască. Soarele este însăgetător și împătrat cu Saturn. Vorbește despre un tată care strălucește, este sportiv, este bonom om, plăcut de ceilalți. Este tipul de tată pe care copilul vor idolatriza. Dar când tatăl va încerca să-și controleze fiul, deja intrăm în zona complexului legat de tată. Copilul își va căuta părinții, eroi în altă parte și va intra într-un soi de competiție dacă vreți, pentru, pentru atenție cu ceilalți frați sau copii, iar mai târziu cu uh, bărbații. Aspectul de pătrat se va manifesta prin imposibilitatea de a avea încredere în bărbații de tip sportman, chiar dacă nu va fi în conflict deschis cu aceștia. Îi vor repugna, nu le va place acest tip de bărbat. Asta aia. copilul își va revărsa furia și frustrarea, dar și speranța spre acești uh, oameni. Ei își vor proiecta nevoia de tată pe care îl doresc numai pentru ei, uh, care să fie doar eroul lor, precum și toată furia și frustrarea față de tatăl care uh, l-a neglijat asupra bărbaților din această categorie. De aceea respinge cu obstinație uh, tipul uh, de bărbat, tipul uh, sportmanului. De exemplu, arhetipul saturnian este un element distinctiv în complexul oedipian. Este un control care este un uh, complex de control și de dominație. Saturn a concurat cu copiii lui pe care i-a înghițit imediat după naștere pentru, că pentru a păstra stăpânirea uh, asupra lumii și implicit a Universului. Dar cu continuarea vom reveni în emisiunea următoare. Până atunci, vă doresc o săptămână frumoasă, să trăiți luna plină din plin și să ne vedem cu bine. Noapte bună!